35 de ani, actualmente sunt președinte la Asociația Umanistă Română. Am o experiență de aproape 12 ani de militantism civic. Am activat mai multe organizații neguvernamentale, fie care au promovat cultura, fie care au promovat valori de societăți deschise, drepturile omului, libertatea de gândire, conștiință și religie. Care este specializarea ta? Am urmat facultatea de filozofie, am crescut în București. Sunt pasionat de filozofie politică, am foarte mult în acest domeniu. Am însă și această experiență de luptă cu sistemul. Am avut foarte multe campanii civice împotriva unor abuzuri ale sistemului. Amintesc că campania pentru salvarea parcului Carol, în 2004-2005, atunci am dat în judecată guvernul, la am organizat 7 proteste în parc și cele din urmă am reușit să salvăm acel parc. Am avut numeroase alte acțiuni. Anul acesta, unele dintre cele mai importante au vizat celebrarea anului Darwin în România. Am organizat conferințe, am organizat chiar un concurs pentru elevi și studenți, iar premiul a fost o vizită la Londra pentru 10 zile. Pentru 6 de ce candidezi la președinția României? Mai multe motive. Unul este că realmente situația din România acum este, a ajuns într-un punct dramatic. Sentimentul foarte multor cetățeni a unei largi majorități este că suntem într-o fundătură, că lucrurile sunt împotmolite aici din punct de vedere economic, politic, social, ca punct de vedere al speranței pentru viitor. Realmente lucrurile sunt într-un blocaj. În acest blocaj nu se poate ieși decât printr-o autentică reformare a clasei politice. S-a vorbit despre asta foarte mult, dar nu s-a făcut nimic. Noi avem cele mai restrictive legi electorale din Uniunea Europeană, legi care împiedică apariția unor alternative. Ori, tocmai asta încerc să fac prin această nouă construcție politică, alături de Partidul Verde. Încercăm să construim într-adevăr o alternativă în România, o alternativă bazată pe raționalitate, pe spirit critic, pe o anumită, să spunem, energie și de aceea facem această acțiune de gherilă astăzi. Pentru că față de actuala clasă politică nu mai este indicată, nu mai sunt indicate acțiuni prin care să fie putate prea multe mănuși. Din potrivă, trebuie acțiune politice, categorice, ajunge cu tot acest populism, cu toată această incompetență, cu aceste interese personale care întotdeauna au prevalat în fața celor publice. Definești ca și candidat prin trei calități, trei cuvinte care te definesc pe tine în postura ta de candidat. Raționalitate, dinamism, Ce hobby-uri ai? Ce pasiune ai? În afară de protejarea ta. Muzica. Ce muzică îți place? Ascult foarte mult rock. Și vedeam, plete. Rock-ul este o muzică despre care se poate spune că predispune cumva la un spirit protestatar și cred că, de fapt, dintre protestatari se recrutează de regulă cei care schimbă cu adevărat lumea și societățile. Pentru că cei care au un spirit protestatar sunt cel mai conștienți de minusurile și de hibele unui sistem și au și determinarea de a se implica pentru a-l schimba, pentru a repara acolo unde lucrurile sunt profund viciate. Slogan. Te-ai gândit la un slogan pentru această campanie? Am preluat un slogan al Verzilor Europeni. Partidul Verde este membru al Verzilor Europeni. Dar l-am tradus într-o manieră proprie. Sloganul în limba engleză este Think Big. Trebuie să-l adaptezi pentru români. Traducerea cred că acoperă foarte bine genul de acțiuni și tipul de gândire pe care le am în cadrul acestei campanii, și anume gândește îndrăzneți. Adică pune în gândirea ta și un dinamism absolut necesar unor acțiuni concrete. Cum o să-ți faci campanie? Ai la dispoziție fonduri suficiente ca să poți merge în toată țara, să stai de vorbă direct cu oamenii sau ce canal de media, ce mijloace de comunicare vei alege? Trebuie să mă mulțumesc că această campanie va fi realizată cu fonduri minime. Ne vom baza însă foarte mult pe internet. Ne vom baza pe acțiuni de gherilă, cum este aceasta de astăzi. Acțiuni care să atragă interesul presei și care să strânească interesul publicului față de aceste candidaturi.
noi ne adresăm în ultimă instanță zonei dinamice, zonei care este sensibilă la argumente raționale, cetățenilor care sunt sensibili la, la derularea unui, unui argument, a unui linii de gândire coerente și comprinse. Pe internet, acolo unde au apărut știri, deja ele au strânit foarte multe comentarii și majoritatea sunt favorabile unei astfel de candidaturi. Am văzut cu surprindere de plăcută că acolo unde au început să apară sondaje pe internet, sunt foarte mulți oameni care votează pe internet online, surprinzător de mulți. Și cred că dacă aș avea o șansă să apară în media, măcar de 10 ori mai puțin față de contracandidații mei, candidatura mea ar fi una dintre cele mai importante. Vreau să te mai întreb ceva, dacă poți să asociezi fiecare persoană și fiecare candidat pentru președinție cu un cuvânt, ceva care să definească. Da, pot să încerc. Tine Antonescu, ineficiență. Dar te-ai descris, dar cu remuscerne? Am descris mai multe cuvinte. Remuscerne ar fi doar.